Odată cu lansarea primului său volum, Cristian Ciornei, elev al liceului teoretic Nicolae Bălcescu din municipiul Medjugorje, a debutat oficial ca scriitor. Parcursul cărții să dau fiecare personaj, mai mult sau mai puțin important, o poveste a lui prin care să se explice cum a ajuns în acele circunstanțe și de ce. Încercând să subliniez ideea că fiecare om este în anumite momente din viață nimic altceva decât suma alegerilor făcute în anumite circunstanțe. Alături de tânărul autor au fost familia și prietenii acestuia, profesori și elevii ai liceului. Cristian este un copil extraordinar de talentat, dincolo de faptul că este un elev foarte bun la învățătură, este și un tip creativ, original, cu simțul umorului și cu care îți face plăcere să dialoghezi. Cu toate că este implicat în foarte multe activități extrașcolare, mai ales în cele de voluntariat, tânărul a găsit timpul necesar de a pune pe hârtie o poveste. Din momentul în care am pornit pe drumul lansării, pe drumul publicării, a luat foarte puțin timp pentru a rezolva toate problemele, pentru a face demersurile. În jur de 2 sau 3 luni a durat tot procesul. Nu a fost un timp foarte îndelungat, comparativ cu cel necesar pentru a scrie cartea. Pasiunea pentru literatură a fost remarcată încă din primii ani de școală de către dascălii săi, care își amintesc că îi plăcea pur și simplu să cocheteze cu cuvintele. Obișnuia pe la orele de dirigenție sau orele de latină să creeze diverse versuri, eu știu, fraze, atunci doar un joc. Se pare că acest joc a devenit realitate. Autorul Cristian Ciornei susține că are o mulțime de proiecte și de idei la care ar putea să lucreze. Tocmai de aceea și finalul cărții este deschis și permite o continuare, totul însă după examenul de bacalaureat pe care îl va susține în curând.